din piele tăbăcită vegetal de la Malva. Este vopsit. Asta înseamnă că nu mai avem altul la fel în toată lumea. Este unicat. Dacă vă uitați la urme de folosință, să știți că este după 2 ani de folosință. Așa. Din punctul meu de vedere, arată ca nou. Uitați-vă la cusături, la tot. În interior avem loc unde putem să ne ținem buletinul, loc unde putem să ne ținem diverse carduri, permisul, banii, putem să-i băgăm pe aici, în zona aceasta, în zona aceasta. Acesta este portofelul meu după 2 ani. Genial! Greetings, gentlemen and ladies! Cred că le cam zicea bine George Michael. Am încercat și să interpretez în intro celebra lui melodie Father Figure, care se identifică destul de bine cu această mașină prin anul lansării, dar și prin mesaj. Și mi-a plăcut tot timpul să fac paralele de genul ăsta pentru că, repet, premium și, în general, mașinile astea vechi cu poveste reprezintă mult mai mult decât fierul în sine, pentru că au trăit o perioadă, au fost deținute de oameni celebri care la rândul lor au avut o poveste de spus și sunt niște mașini care nu trebuie cuantificate doar financiar. Contează mult mai mult povestea lor, contextul în care au existat și de aceea întotdeauna cine le deține în prezent nu le deține întâmplător, pentru că le știe de când era mai mic, poate le-a mai avut în trecut, poate nu și le permiteau atunci și ele provin dintr-o perioadă cu care proprietarii actuali se identifică. Și mașinile astea trec prin 10 de ani de experiență împreună cu proprietarii lor, văd niște locuri, trec prin diverse regimuri ale istoriei, poate unele mașini când au apărut provin din niște țări care nu mai există atât ca aspect teritorial modern, cât și ca formă de organizare politică. Au trecut prin niște locuri care poate chiar nu mai există, au fost făcute în fabrici care au fost dărâmate între timp, au fost făcute de către niște firme care nu mai există sau ale căror patroni s-a schimbat, cum a fost cazul și aici. Și cumva asocierea cu melodiile mi se pare foarte oportună, mai ales pentru că, în general, cântăreții britanici au fost destul de naționaliști în sensul bun și chiar au deținut nenumărate mașini britanice, George Michael fiind un celebru consumator de produse Jaguar Land Rover, care în anul respectiv nu prea aveau legătură, deși începuseră să colaboreze pe partea de motorizări, deși fix acest 6 în linie n-a fost niciodată montat pe vreun Land Rover sau Range Rover. George Michael este unul din compozitorii mei preferați pentru că a evoluat de la un puștan nesigur, care a ajuns să devină până la urmă unul dintre cei mai mari compozitori din lume și, în general, ca toate geniile astea din domeniul muzical, a avut o viață personală destul de dificilă, care l-a dus în teritoriul problemelor cu alcoolul și drogurile și drogurile, în general, au dus la o moarte prematură. El oficial nu știu dacă a murit neapărat de supradoză, cât de niște probleme la inimă generate de consum de alcool, stupefiante, droguri și, în general, probleme de instabilitate personală. Dar asta nu înseamnă că muzica pe care a compus-o n-a fost una de calitate. El a început cu formația Wham, cu colegul Andrew Ridgeley, ca fiind un soi de boy band fără bani, care chiar și după ce a început să lanseze niște melodii celebre, nu avea bani pentru că erau mâncați efectiv la propriu de către impresari. Și abia după o anumită perioadă au putut să se dezvolte și în perioada respectivă George Michael a trecut prin niște tranziții care l-au făcut să compună una dintre cele mai mișto melodii făcute vreodată. Cât el era în UAM și încă nu avea cariera solo, a compus melodia Freedom 90 și Careless Whisper, care sunt două melodii celebre pe care sunt convins că le știți, le-am interpretat și eu prin diverse filmări, una a fost chiar în acest intro, iar albumul Fate din 1987 conține printre altele această melodie numită Father Figure, care exprimă cumva relația dintre un domn mai în vârstă sau să zic așa la a doua vârstă cu bani și o fată frumoasă tânără, adică acel concept de sugar daddy care întreține un fotomodel. Și cumva genul ăla de relație o poți vedea și cu această mașină, pentru că ea este frumoasă și răpitoare, așa precum o amantă, și la fel ca o amantă este o consumatoare de bani. Și asta pentru că e o mașină cu motor mare, taxe și consumuri mari, și cel puțin la vremea achiziției asta se întâmpla,
Și o mașină cu ceva probleme electrice mai ales, care are nevoie de o mentenanță costisitoare. Dar dacă o asiguri, cu siguranță nu ți-e rușine să ieși cu ea în lume la bulevard, vei vrea să fii văzut, dar de asemenea și când ești în privat cu ea, te bucuri de niște experiențe intense. Așa că chestiile astea cumva se îmbină foarte bine cu mesajul melodiei, inclusiv videoclipul seamănă destul de mult cu genul acesta de hală și luminozitate. Și acum îmi dau seama că efectiv intro în secvența în care l-am făcut ar fi putut să fie făcut cu farurile aprinse. Dar n-am vrut să descarc bateria mașinii la câte duble am tras pentru pian, pentru că exact așa începe la un moment dat și scena din videoclip, când tipa merge cu o haină de blană, parcă pe o alee destul de întunecată. Și mai e o melodie cu care aș fi putut să fac un intro, și anume Auberge, care este tot așa o melodie despre condus în general, pentru că acel artist compozitor cu o voce minunată a fost foarte pasionat de mașini în general, de racing, și anume Chris Rea. Destul însă cu partea asta muzicală, pentru că intro-ul e despre mașină până la urmă, dar făcut prin intermediul muzicii, și de asta am ținut să fac această introducere. Ca sumarizare, trebuie să vedem evoluția lui George Michael, la fel ca acestor mașini. Ele cumva au început ca niște mașini elegante, dar oarecum nesigure pe potența lor, și pe măsură ce brandul a avansat, au început să fie din ce în ce mai performante și din ce în ce mai elegante. Și așa s-a întâmplat și cu George Michael. A început ca un copil în training, în short, care apărea în videoclipuri cu aspect de adolescent, iar în albumul Freedom 90 era îmbrăcat exemplar la costum, cravată, cămașă, toate în aceeași culoare, la dungă. Devenise un adult cu experiență, care avea de asemenea și o capacitate profesională de a cânta foarte bine. Exact ca aceste mașini, care au îmbrăcat haine frumoase tot timpul până la urmă. Această generație este a doua ca longevitate. Practic, Jaguarul XJ, așa cum este el numit generic, este o mașină care se produce de prin anii 60. Și înainte de asta, Jaguar producea niște modele numite S-Type prima generație și niște serii ample de mașini numite 420G. Acele mașini poate vă sunt cunoscute din seria de filme, de fapt a fost un film cu Tom Hardy despre acel cuplu de frați mafioți din Londra anilor 60, care erau plimbați, niciodată nu le conduceau pentru că aveau șofer, într-un asemenea Jaguar. Și el seamănă estetic cu acesta foarte mult. Doar că era o mașină tipică anilor 60, era mai mult așa ca un fel de caleașcă, nefiind neapărat sportivă, dar era elegantă. Și a avut și versiuni specifice numite Sovereign sau Vanden Plus, care erau niște carosieri ce făceau sub sigla Jaguar niște modele mai elegante. Și XJ-ul a apărut în 1972 aproximativ. Cumva, de fapt, dacă stau să mă gândesc, în 67-68, mai curând, scuzați confuzia, și a fost produs în primă fază în trei generații ale primei versiuni, numite 1, 2 și 3, ultima dintre care a fost chiar desenată de Pininfarina și se vede că are o formă mai voluptoasă, așa. Toate aveau însă motorizările alea clasice 6 în linie XK, un motor care a fost construit cu bloc de fontă, dar chiulasă de aluminiu, cu doi arbori cu came, chiar dacă avea doar două supape pe cilindru, cu distribuție pe lanț, un motor de litraj mare, care avea peste 200 de cai și echipa, de exemplu, modelele E-Type. Și acel motor a fost de la bun început bine făcut, de asta a stat și în producție aproape 50 de ani, dacă nu mai bine. Doar că acea mașină n-a fost foarte bine primită de public, în ideea în care, da, avea eleganța, era frumoasă, era performantă, dar cumva a rămas depășită din punct de vedere al designului pe multe piețe externe. Așa că s-au gândit, din 1972, și au făcut această generație, doar că ea a fost pusă în producție abia în 1986, cam în același an în care s-a lansat și melodia din intro, pe care am povestit-o la începutul filmării. Și chestia asta ne arată că, la fel ca Alfa Romeo, au avut o reticență în a lansa modelele când trebuie. Și asta pentru că, vă dați seama, să stai din 1972 până în 86, sunt 14 ani, timp în care aproape sau deja apăruseră modele precum E32, W140, Lexus LS400, care la propriu și tehnic și din punct de vedere tehnologie și fiabilitate măturau pe jos cu aceste limuzine. Și asta pentru că erau proiectate în viitor față de aceasta. Și atunci n-aveau cum să țină pasul cu ele și și-au dat seama că nu le pot lansa atunci. Sau cumva pentru că au fost lansate în acel moment și asta încă nu era lansată, dar ar fi vrut să o lanseze atunci, nu prea s-a putut. Și au tras un pic de dezvoltare pentru că au putut să-și scoată pârleala, să spun așa, cu modelele existente, cum ar fi acel cupe XJS și cu generațiile XJ3, pe care le-au mai prelungit vreo 2-3 ani, mai ales pe piața americană, unde s-au vândut destul de bine.
Și modelul XG40 este practic primul asupra căruia Sir William Lyons nu a avut un cuvânt de spus, pentru că el a proiectat primele trei generații, însă cumva ăsta preia ce generația aia începuse, adică acest format de sedan ștucă, plat, foarte elegant, cu foarte mult crom și lemn și piele tip șorici naturală și cu o construcție foarte clasică. De asta mulți nu o consideră nici atunci, nici acum, ca fiind o mașină cu vreun aspect de modernitate. Însă, din punct de vedere tehnic, a fost o mașină avansată. Avea suspensii cu sistem hidropneumatic pe spate, suspensie independentă pe spate și chestia asta se întâmpla de niște zeci de ani deja, motoare destul de avansate, 6 în linie și V12 de diverse litraje, cutii automate moderne, la fel și cutii manuale, sisteme de reglaj electric ale scaunelor, chiar prima versiune avea și bord digital și este prima mașină care a fost cumva făcută începând din tutela Ford. Nu are nimic de Ford în ea din punct de vedere tehnic, mai puțin butucul de la cheie. Și o să vă arăt în momentul în care continuăm filmarea. Este vorba de acele chei clasice care au fost folosite pe foarte multe modele Ford, cum ar fi, de exemplu, Escort sau primele generații de Mondeo, fiind o cheie cu niște butuci special, doar că pe Jaguar are mai puțin butuci decât pe Ford. Și este o cheie cu un format tubular. Însă doar banii erau de la Ford, pentru că motoarele, tehnica, n-avea nicio legătură cu Ford. Abia la X300, prima generație care a fost complet dezvoltată sub Ford, au început să apară, de exemplu, sisteme ABS și control electronic motor, control de climatizare, geamuri electrice, chestii astea făcute chiar de către Ford. Și X308 a primit și niște motoare V8 făcute de Jaguar, dar dezvoltate de asemenea cu banii lui Ford. Și de acolo au început să fie integrate din ce în ce mai multe elemente Ford, chestie care s-a întâmplat până prin 2008-2012, când firma a fost vândută către actualul proprietar, și anume Tata Motors, împreună cu firma Land Rover. Și această generație a fost produsă practic timp de 17 ani din punct de vedere al continuității, să spun așa, pentru că fix asta este lansată în 86 și a fost făcută până prin 94-95, doar că după aia au continuat iterațiile X300 și X308, diferența între 300 și 308 fiind majoritar motorizările, și styling-ul este destul de similar, adică alea sunt practic un fel de facelift tehnic puternic al acesteia. Păstrează doar secțiunea centrală și spatele și fața, din punct de vedere lonjeroane, sub șasiu, sunt făcute diferit ca să poată să acomodeze motoare V8, ceea ce această generație nici n-a vrut, nici n-a putut. Ori n-ai vrut, ori n-a știut, precum se spunea în celebru vers al melodiei. Pentru că special au făcut asta ca să nu existe cumva vreo tentație ca sub această capotă să ajungă motorul V8 de Rover, care era considerat inoportun pentru acest brand. Și de asta au vrut să dezvolte unele ale lor și chestia asta s-a întâmplat în viitor pentru că nu mai era timp. Așa că acest model are și el, să zic așa, două, aproape trei generații, să le numim, nu știu, faze sau tipuri. Prima a fost între 86 și 90, al doilea a fost între 90 și 92 și ultimele iterații între 92 și 94 aproximativ. Prima generație venea în plus cu motorizările numite AJ6. Nu mai erau XK-urile alea, deci este tot 6 în linie și se numește Advanced Jaguar Engine. El păstrează configurația de 6 în linie, s-a făcut în 3 capacități cilindrice și 2 tipuri de chiulase. 2.9, 3.2, 3.6 și 4.0, deci de fapt sunt 4 capacități cilindrice. 2.9 folosea un arbore cu came, 2 supape pe cilindru, exact o chiulasă făcută ca la motorul V12 de 5.3 sau de 6.0 în acest caz pentru această generație și a fost un motor relativ nereușit cu probleme pentru că acea chiulasă n-a fost foarte bine făcută. Motorul V12 e unul celebru pe care l-am povestit în episodul cu E-Type, filmat recent, în care nu vreau să intru foarte mult în detalii, că vedeți acolo tot ce trebuie. Ideea este că au vrut să facă un motor propriu, dar n-aveau cum să facă 4 arbori cu came, că nu încăpeau sub capot, așa că proiectarea lor a fost oarecum deficitară, au avut diverse sisteme de injecție, au făcut tot felul de revizii pe partea de cameră de combustie ca să poată să aibă presiuni de lucru mai mari. Și practic au luat acea chiulasă și au pus-o pe un 6 în linie, care de fapt e jumătate de V12, care este și înclinat pe partea la 22 de grade, pentru a se putea folosi aceleași scule și matrițe din fabrici. Pentru motorul acesta a fost securizat un împrumut de la stat de vreo 24 de milioane de lire la acea vreme, din care 6 au fost folosite strict pentru
reinginerirea blocului de aluminiu, care la XK era de fontă. Motorul, din punctul meu de vedere bine făcut, a avut și un urmaș, AJ16, care are bobine individuale și un sistem de injecție și aprindere puțin mai optimizate, pentru că e un motor mai nou care respectă norme de poluare. Dar generația asta, XJ40, nu l-a primit. Și practic aveai 2.9 cu vreo 160 de cai, cu două supape pe cilindru. Pe urmă au fost motoarele de 3.6, care dezvoltau 224 de cai. Și la un moment dat au apărut motoarele 6.0 V12, care erau în jurul a 300 de cai. Generația a doua, exact ca acesta, a început din 1991 și pe lângă faptul că au fost redesenate puțin barele, aspectele astea de crom, echipările interioare, motoarele au fost și ele optimizate. 2.9 cu două supape, la revedere, în locul lui a venit exact motorul de sub această capotă de 3,2 litri și 200 de cai, iar cel de 3.6 a fost înlocuit cu unul de 4 litri, care dezvolta 248-250 de cai aproximativ și mai era în ofertă acel V12 de 6 litri, pentru că englezii și-au dat seama că trebuie neapărat să aibă un motor foarte mare pentru a putea integra mașina asta în segmentul de lux. Și n-au vrut să folosească motoare V6 sau V8, dar s-au gândit să le facă, numai că, pentru că ne întoarcem la problema cu Rover, nu ar fi putut fi montate sub capot, așa că ele au apărut sub format V8, abia la X308, care urma să vină prin 1997-2001 aproximativ. Și a treia generație, să spunem așa, a avut tot așa optimizări mici pe nivelurile de echipare. Și interesant de văzut este că au fost făcute în mai multe variante. Cele de bază se numeau XJ6, care nu veneau cu foarte multe chestii în standard, nici măcar aer condiționat, dar păstrau această estetică elegantă, cu crom, cu material lemn înăuntru, dar tapiserie textil. Acest model însă este un sovereign, care înseamnă suveran. Și nu mă refer la ăla născut viu cu buletin propriu fabricat acasă, ci la un nivel de echipare și ăsta este ăla pe care îl țin eu minte de când eram copil. Cuvântul ăsta, sovereign, mi s-a întipărit și este o mașină pe care o voi iubi necondiționat și mi-am promis în copilărie că atunci când o să mă fac eu mare și bogat, și am ajuns doar mare momentan, o să-mi iau o asemenea mașină. Dar n-a fost să fie. Însă am rămas cu gândul aia și uite că acum, prin intermediul meseriei, chiar apuc să prezint această mașină. Iar varianta asta Sovereign vine cu niște chestiuni suplimentare, cum ar fi aer condiționat. Din păcate, fiind generație 2 și nu 1, nu mai venea în standard cu suspensia hidropneumatică autonivelantă pe spate. Ea era opțională și, din fericire, mașina asta nu a remontată, dar putea fi accesorizată cu așa ceva. Și avea în standard mai multe chestiuni. Au renovat bordul, care a pierdut acel ecran digital, care era interesant tehnologic, dar nu era deloc fiabil, și atunci au trecut pe 6 ceasuri clasice, 4 de indicatoare simple de bază, cum ar fi voltaj, nivel combustibil, temperatura, apă și așa mai departe, și turometru și vitezometru. Zic eu, un design clasic, frumos, care funcționează mult mai bine. Și peste ele au venit niște echipări numite Majestic, iar unele speciale au fost cele făcute sub denumirea XJ12 sau în echipările numite Vanden Plus sau Daimler. Problema este că acel Daimler n-are nicio legătură cu firma Daimler a lui Mercedes. Numai că americanii nu stăteau să înțeleagă chestia asta și atunci, ca să nu existe o confuzie, carosierul Daimler, care făcea modele cu alte sigle, dar același aspect, mult mai bine echipate, nu le-a vândut sub această denumire în America, unde s-au numit Vanden Plus, care este de asemenea un carosier ce se ocupă de conversii, făcea inclusiv vagoane de tren mai de mult. Și acele versiuni au venit și într-o echipare cu lungime mai mare, care avea 5,15 metri, asta are 4,98, dar au fost foarte rare acele long wheelbase versions, care ulterior au început să fie mai dese în echipările sau modelele mai noi X300 și X308 și în cele care au urmat. Și majoritatea celor vârf de gamă, cum ar fi acele XJ12, erau V12, pentru că erau adresate unor clienți de nișă. Foarte interesant chestia asta. Pe urmă, cutiile manuale erau de 5 trepte și erau de la producătorul Getrag, 255 și 290, parcă erau codurile, și era vorba de cât cuplu suportă. Iar cele automate, Jaguar ar fi vrut să fie BorgWarner, doar că n-au putut colabora din anumite motive și au folosit doi producători, ZF, pe modelele 4HP22 și 24, una cu rating de cuplu mai mic, altă mai mare, care erau specifice modelelor de 2.9, 3.2, 3.6 și 4.0. Și pentru modelele foarte puternice la acea vreme numite XJR,
au folosit cutia GM4LE în 4 trepte, care putea să ducă mult mai mult cuplu. Iar modelul XJR este unul care arată relativ la fel pe format, doar că are niște amortizoare Bilstein specifice, motorul era supraalimentat cu compresor 3.6 sau 4.0 și erau niște vehicule modificate la Castle Bromwich de către firma TWR, Tom Walkinshaw Racing, care adăuga acel compresor de supraalimentare, făcea niște optimizări pe suspensie, calibra servodirecția să fie mai dură. Mașina era coborâtă de asemenea din suspensii, avea un volan Momo, interiorul puțin mai sport și linia aia de design s-a păstrat până aproape de prezent, că și acum există motorul V8 supraalimentat cu compresor, dar pe modelele Land Rover, din câte știu Jaguar, nu îl mai folosește sau îl va mai vedea pe modele precum F-Pace SVR. Și cam asta ar fi, să zic, tehnica mașinii. E interesant de văzut că au avut în general motoare mari și robuste, așa cum se cădea la acea vreme. Era de neconceput în acei ani să pui un motor de 2,5 litri, indiferent că era V6 sau 6 în linie. Și cumva s-a investit foarte mulți bani în această mașină. Și e interesant de văzut de ce are această formă pătrățoasă. Cred că sunteți de acord cu mine că cel mai frumos model Jaguar din seria XJ îl reprezintă cel de generație 3. Pentru că ăla este făcut, desenat de către italien, foarte frumos optimizat. Și unul din modelele alea este celebrul model care apare în acea memă cu Greta, care alimentează de la două rezervoare, două pompe separate, spre groaza respectivului personaj cu care eu nu sunt de acord pentru felul în care face lucrurile. Și toate, să zic așa, aveau un aspect similar, dar în mod special generația 3 este unul care e foarte, foarte elegant. Cine a fost la concursul de eleganță de la Sinaia, cu siguranță a remarcat acel model pentru că a fost unul expus în zona respectivă. Și a mai fost un motiv pentru care mașina este așa pătrățoasă. Pentru că au vrut să o facă mai eficient, cu costuri mai mici. Și asta înseamnă să optimizeze formele astea de panou de caroserie. În primul rând, caroseria este cu 30% mai rigidă decât a vechiului model. Și mai important decât atât este că nu are nevoie de atâtea procesări de suprafețe, care costă bani, durează timp și implicit fac producția să nu fie eficientă. Așa că acest model e și mai ușor ca acela, e mai rigid și cumva liniile astea mai drepte l-au făcut să fie mai potrivit pentru anii 90 în general, doar că, din păcate, W140, E32 și Lexus LS400 sunt mașinile care au făcut acest design cumva să pară chipurile de modă și să fie o mașină care nu a avut atât de mult succes. Dar oricum, a rezistat 17 ani, a avut motoare interesante, este o mașină clar elegantă și deja acum, când ea este veche și o povestim la superlativ, nu putem considera că are niște probleme și este o mașină elegantă oricum ar fi și cu siguranță cine le alege, cine le înțelege știe cu ce se mănâncă și sunt niște mașini foarte frumoase. Farurile n-au fost atât de inspirate, desenate ca la vechile modele pentru că au trebuit să înceapă să respecte norme de siguranță, nu mai puteai pune sigla Jaguar sub forma acelui animăluț pe capotă pentru că ai fi despicat în două un pieton dacă luai pe capotă, că și așa e foarte joasă zona aceasta și americanii care nu suportă faruri modificate au niște proiectoare individuale pentru fiecare din cele două faze. La europeni, fiecare pălărie este câte o fază. Exteriorul mi se pare că este faza scurtă și interiorul este faza lungă. Nu luminează ambele simultan. Au și spălătoare, au mai fost optimizate puțin semnalizările și, în general, la faceliftul din 90, toate modelele, indiferent că s-au vândut în America sau Europa, cu excepția celor Vanden Plas și astea mai, care erau mai de lux, aveau aceste faruri individuale. Cele de lux aveau niște faruri dreptunghiulare, care erau tot așa înclinate pe față, cu o sticlă integrală, dar în spatele căreia, de fapt, se aflau tot două pălării din astea, dar fără geamul propriu respectiv. Și asta pentru că trebuiau să respecte tot felul de norme. Dar îmi place mai mult desenul pe care l-a avut XJ-ul generația 1, 2 și 3, adică ăla din primele loturi, să zic așa. Dar vei vedea, și ce îmi place de fapt la mașina asta, că are ce are și Porsche-le 911. Fie că te uiți la un model din 1960 pe final, fie că te uiți la unul din 2012, ultimul care a fost făcut sub tutela Ford, arată cam la fel. Au același contur, același stil de faruri, stopuri, aspectul ăsta de pește zvelt, răpitor, care este pur și simplu de o frumusețe atemporală. Este o mașină care nu are niciun unghi urât și este genul ăla de mașină care seamănă foarte bine cu cultura britanică. E ca un salon în interior, cu
cu lambriu, te aștept să vezi un șemineu, ceva parchet pe jos, mochetă exact ca în casă și e genul de mașină în care nu te poți urca în short. Nici eu nu cred că am cea mai adecvată ținută astăzi, doar că a fost o filmare bruscă, am uitat că trebuia să filmez mașina astăzi, că eram prins cu tot felul de chestii, doar că mi-am dat seama că ar fi păcat să ratez această ocazie de a povesti această mașină, așa că scuzați lipsa cămășii și a pantalonului pe care le-am purtat la acel X300 verde pe care l-am filmat acum aproximativ un an. Hai să vedem și motorizarea, care e foarte interesantă pentru că se poate vedea deoarece capota se deschide foarte larg, interior-exterior ca la spălătorie, dar fără vreun jet de apă și o probă de condus într-un stil relaxat. Pentru că, deși o mașină de 200 de cai, fiind destul de grea, nu e neapărat atât de dinamică pe cât te-ai aștepta, dar merge frumos. Și totuși, dacă stai să compari ultimul XJ făcut în acest stil, ăla cu banii lui Ford, el fiind făcut majoritar din aluminiu, este o mașină care la acea vreme era cam la fel de ușoară ca un Mini Cooper decapotabil, ca cel pe care l-am filmat recent pe canal. Adică în jurul a o tonă jumate, ceea ce mi se pare foarte tare pentru o limuzină de asemenea mărime. Acum nici mai contează ce motor are, că e 6 în linie, că e V8, că e V12, că sunt 3000 diesel, că au fost și alea montate pe generațiile ulterioare. Nimic din motorizare, transmisie sau chestii care nu se văd nu răpește din eleganța acestui model. Această capotă e clar specifică anilor 80, având în vedere că se deschide înspre față. Cred că unul din ultimele modele care avea așa ceva a fost BMW-ul E34, seria 5, care e cumva contemporană cu această mașină. Și aici putem vedea un motor clasic Jaguar, care este 100% Jaguar, dar cu niște optimizări moderne, pentru că a fost făcut ca să continue seria XJ6, un motor care atunci când a apărut nu trebuia să respecte atâtea norme de poluare stricte și implicit a rămas relativ neschimbat vreo 50 de ani. Optimizările au fost minore pentru că de la bun început acel motor a fost făcut bine. A fost gândit pentru performanță și atunci au mai schimbat un pic unghiul la supape, forma camerei de combustie, chestiuni din astea care țineau de tacheți, dar arhitectura generală a rămas aproximativ la fel. Acest AJ6 structural seamănă cu respectivul motor, însă vine cu un bloc de aluminiu și cămăși de fontă, este bloc closed deck, de asemenea chiulasa este de aluminiu. Are doi arbori cu came, însă spre deosebire de XK are 4 supape pe cilindru, nu 2. Și de asta are și putere mai mare la litraje mai mici. A fost făcut în tot felul de cilindre și aspirat natural și cu compresor mecanic de supraalimentare. 2.9 cu chiulasă simplă, 3.2, 3.6, 4.0, care au fost cu chiulasă cu sistemul complex de supape. Și pe partea aceasta putem vedea faptul că are o admisie de plastic, care este specifică motoarelor mai noi cu debit metre, nu mai aveau tot felul de injecții complexe, deși, din păcate, firma care face sistemul de injecție pentru această mașină, respectiv Lucas, este cunoscută pentru multe rateuri în acest sens. De exemplu, unele din motoarele Mercedes de 2.2 de pe C-clasurile W202 aveau acest sistem de injecție care are pompa ireparabilă și sunt foarte problematice. Și cumva pe această mașină nu mi se pare că au avut atât de multe probleme. Galeria este din plastic, are un sistem de injecție multipunct care se poate vedea prin această rampă comună, care are un sistem de regulatoare de presiune, pentru că se poate vedea aici un amortizor de pulsație și aici un regulator de presiune care funcționează pe bază de vacuum și care are tot felul de sisteme din astea clasice de amortizare. Sistemul de accelerație este pe clapetă clasică și are posibilitatea de a avea montat și un sistem de cruise control, care evident funcționează pur mecanic. Pe urmă, dacă ne uităm în zona de admisie, avem un debit metru clasic cu un filtru de aer poziționat în partea de aici, o serie de furtunuri de evacuare gaze Carter și pentru stabilirea acelor rapoarte de presiune. De exemplu, aici mai este un element interesant și anume motorașul pas cu pas pentru reglarea relantiului, pentru că fiind o clapetă de accelerație mecanică, dacă pornește aerul condiționat și se modifică sarcina motorului, motorașul acesta ocolește clapeta și printr-o dozare fină poate să urce puțin relantiul. Iar ce mai e interesant de văzut este că mașina are un sistem de frânare cu acumulator hidraulic, cu o pompă care presurizează acest sistem
Și asta înseamnă că nu are nevoie de vacuum convențional pentru funcționarea frânelor. Pe urmă, pe cealaltă parte, putem vedea faptul că avem o galerie de evacuare capsulată, un sistem din acela vechi de aer condiționat cu filtru exterior, o bobină de inducție, pentru că pe partea aceasta avem un distribuitor mecanic, cu bujii. Deci nu avem bobine individuale acolo. Și toată chestia asta ca mecanism este alimentată de distribuția motor pe trei lanțuri. Un lanț mic pentru pompă, un lanț median care mișcă atât un pinion intermediar ce mai departe dă către un al treilea lanț pentru cei doi arbori cu came, dar are pe traseu și un pinion de ax intermediar care se ocupă de distribuitorul acesta Delcow, de pompa de servodirecție și de acea pompă de injecție, pardon, de suspensie pentru sistemul hidraulic în cazul în care ar fi fost montat. Și în felul acesta se merge pe principiul acela vechi de Delcow distribuitor. Deci aprinderea este convențională. Aici avem un capac de aliaj, ulterior a devenit de magneziu, motorul AJ16 a compensat cu faptul că a avut o injecție electronică și nu mai avea acel distribuitor, însă a păstrat mecanismul și acolo era doar un senzor de impuls, nu era un Delcow clasic cu platine din astea și cu bobină externă. Pe urmă, ce ar mai fi interesant este că pe una din siguranțe aici scrie air pump și asta pentru că mașina are sistem de aer secundar care bagă în galeria de evacuare aer la pornire, special pentru ca acel catalizator să se încălzească mai rapid, secondary air injection. Și pe cureaua de accesorii putem vedea pompă de apă cu un ventilator cu vâscocuplaj, avem alternatorul mașinii și pe partea cealaltă există compresorul de aer condiționat. Și are un sistem practic cu curele multiple pentru acest lucru. Și e interesant că pompa de servodirecție este montată direct pe partea de distribuție. Cam asta ar fi motorul în linii mari. Problemele au fost mai mult de natură electronică decât de chestiuni fizice și lumea în anii respectiv totuși schimba uleiul mai des, nu erau niște mașini forțate ca în ziua de azi. Anglia nici n-a fost o țară foarte fierbinte, deci mașinile nu prea au stat să meargă în general cu probleme. Și ce mai era interesant la mașină? Faptul că avea jojă ca un fel de spray, ca un adaos metalic. Și hala aceasta are un iz britanic și mai devreme am făcut o încurcătură, nu știu de ce am zis spray, când de fapt voiam să spun arc, mă refeream la acea jojă. Mașina este pur și simplu elegantă și la fel ca multe alte Jaguaruri, are o tehnică avansată, oricât ar fi zis lumea că e o mașină depășită. Ei confundau poate anumite chestiuni de design tradițional, mai ales pe interior, cu tehnica care chiar era foarte avansată. Motoarele au fost făcute cu aliaje bune, de asemenea suspensiile au fost avansate și această mașină nu face excepție, pentru că are un sistem double wishbone pe față, două bascule cu arc și amortizor care sunt montate diagonal, exact ca la o mașină sport, nu știu cum ar fi Mazda MX-5, de exemplu, iar pe spate are celebra suspensie IRS, Independent Rear Suspension, care a fost folosită de Jaguar pe foarte multe modele, mai ales pe acele XK-uri clasice, XJ-ul de la început și modele precum E-Type. Și ea este atât de simplă, simulează o suspensie clasică cu dublu braț. Însă, diferența este că planetara este de fapt unul din brațe. Are niște cruci cardanice care sunt foarte masive și practic brațul inferior este o basculă, brațul superior este planetara. Diferența însă este că are un unghi de camber, adică spre deosebire de un sistem dublu braț, roțile fac așa în momentul în care lucrează, dacă ar lucra la un unghi foarte exagerat. Bascula inferioară are de asemenea posibilitatea de a fi echipată cu acel sistem hidropneumatic, care e antrenat de către o pompă cu autonivelare, nu poți să salți mașina, doar îi menținea nivelul de încărcare constant. Doar că n-a fost cel mai fiabil sistem pe nicio marcă și atunci mașina asta nu a venit cu așa ceva în standard, foarte bine că proprietarul care a cumpărat-o de nou nu a configurat-o cu acel sistem. Însă e interesant că diferențialul și toată partea asta de discuri de frână sunt, de exemplu, montate într-un stil clasic, pentru că la început, pe Jaguarurile E-Type, discurile erau montate în zona transmisiei, adică mă refer la partea de diferențial, pe când aici discurile de frână sunt montate la jante, în exterior. Și e o suspensie care totuși pentru vremea era foarte avansată și sincer cred că și în prezent a stat în producție până prin 2008.
Și a mai fost redesenat, la ele au fost stopurile. Nu luați în seamă această siglă cu 40S, pentru că motorul acestei mașini este de 3.2, dar aia a fost probabil de la o echipare superioară. La un moment dat i s-o fi schimbat vreunul din panourile clasice de caroserie. Și acum îmi dau seama că portbagajul este închis și ca să pot să arăt cum arată, trebuie să scot cheia, care cheie arată ca cea de Ford. Și anume cu acel tub clasic, un aspect convențional, acest butuc, care însă are mai puține fațete decât are la un Ford clasic. Și aici putem vedea nenumărate tipuri de chei pe care mașina le are. Nu știu însă dacă toate sunt cele care funcționează, par a merge și pe partea asta de aici. Că de rotit se rotesc toate, numai că la un moment dat mașina cred că a avut niște chei schimbate sau sunt mai multe disponibile. Ghinion, nu reușesc să deschid portbagajul și nu vreau să forțez. Ia la ideea că e un portbagaj care nu e foarte adânc, este destul de plat și se văd în spate mulajele acelea de la contraaripi. Și evident că nu putea să fie foarte mare, având în vedere că e o mașină cu o poziție foarte joasă. Astea sunt niște mânere de facelift, care la fel ca cele vechi sunt de crom. Nu sunt mânere de plastic, însă sunt cu suprafață mai mare și au început să folosească cheile și ialele acelea clasice de Ford. Ușile sunt foarte masive și lungi. Asta este însă versiunea scurtă a mașinii și de aceea, oricum, ele n-au fost neapărat foarte spațioase și asta se întâmpla și la W126. Sunt niște mașini destul de compacte în interior. Ornamente de lemn, care chiar sunt de lemn și se poate vedea furnirul, numai că a trecut timpul peste ele, mașina a fost achiziționată recent și este în curs de restaurare, dar nu putem să nu observăm atenția la detalii în trecut. Mânere metalice, ornamente metalice de lemn, de asemenea capacele astea sunt de lemn, aici avem de metal, era acolo, pardon, piele cu scrumieră, pentru că evident toată lumea fuma și uitați-vă ce frumos se deschide acest mecanism, cu un fel de soft open, soft close. Și în partea aceasta, comandă pentru geamurile electrice. Banchetele spate, de asemenea, cu o construcție tip canapea, ca un fotoliu. Și în spate, repet, nu e cea mai spațioasă mașină, locul la cap este la limită. Eu ating cu creștetul dacă stau drept. Și îmi plac aceste elemente care seamănă foarte mult cu cele de geamantan. Putem vedea că au și un arc, de asemenea, sunt făcute cu piele, cu catarame clasice de metal. Îmi place faptul că are o mică lampă de iluminat în scaun aici și în partea asta are un set de guri de ventilație. Fiind foarte simplu făcută construcția și ce mai observ în anii aceia, foarte mici cotierele, care de asemenea au un sistem din ăsta de deschidere cu excentric, iar zona ramelor de uși este capitonată cu tot felul de bureți. Genul ăla de ușă în care dacă ți-ai prins degetele te duci la urgență. Ușile față au o ventilație pentru geamuri care vine prin conductele acestea laterale. Același stil de design ca în spate. Tot așa ornamente de lemn, inclusiv în partea de jos, care au o granulație puțin diferită față de acestea. Iar scaunele sunt cu reglaj lombar. În rest, toate reglajele sunt manuale, pentru că ai și în aceasta față-spate. Nu au reglaj de înălțime și lombar plus unghi spătar de la un mecanism din spate. Ce a mai avut motorul ăsta, sau mă rog, generația asta interesantă, este grila de schimbător numită J-Gate, care are posibilitatea de a fi setată și manual și putem vedea că este imposibil să bagi din greșeală în viteze inferioare, adică în partea aceasta marșarierul, punctul mort. Drive-ul are două poziții, pentru că de aici continuă reglajul pentru treptele 1-2, 1-2-3 și 1-2-3-4, care este drive-ul. În partea aceasta, torpedoul de asemenea, teoretic ar trebui să se deschidă, dar nu garantez. Ăsta, de exemplu, merge. Pentru că modelul acesta nu are airbag, aici, de exemplu, se poate vedea faptul că este un spațiu de depozitare. Dacă ar fi avut airbag, nu mai găseai aceste elemente aici. Și materialul este moale de asemenea, spațiul la picioare relativ mic. Față de vechile generații, unitatea de aer condiționat este acum integrată în bord, nu mai e la picioare pe partea asta de aici. Un ornament aici pentru zona asta de depozitare. Aici, teoretic, cred că putea să vină un telefon și toată
consola asta se poate deschide și aici se pot vedea niște spații de depozitare și e interesant că are și niște siguranțe în partea de aici. Iar casetofonul este unul cu butoane fizice, cu sistem din acesta Dolby și putem vedea de asemenea un ceas cu unitatea de climatizare în partea aceasta de aici, care e ușor de folosit, butoane pentru tot ce trebuie, cusături în piele pe partea aceasta de aici, iar zona de consolă șofer de asemenea e foarte interesantă. Pe cât de drăguț era ecranul ăla, pe atât de nefiabil era, așa că foarte bine că l-au înlocuit. Renault a stat mai bine cu afișajele alea digitale și altă modificare față de trecut, are un singur ștergător, nu două. Și unele modele, cele sport în general, au avut ramele negru lucios, nu cromate, precum sunt astea. Și ăsta chiar este crom, nu este plastic, adică vorbim de alt nivel de manufactură, să zic așa. Iar consola este foarte orientată șofer, seamănă puțin cu cele clasice de Citroen de la acea vreme, butoane de proiectoare, avarii, niște mici ecrane de informare aici, inclusiv unele jos în bord acolo. Și ăsta este un computer de bord care îți va arăta viteză medie, autonomie, distanță, consum instant și poți de asemenea să faci conversia în mile sau kilometri și ai și buton de reset. Iar manetele clasice de lumini și ștergătoare sunt plasate jos la vedere și în partea aceasta există de asemenea un switch din acesta cu care se poate regla poziția volanului teoretic, deși la cum arată, pare a fi un instrument de iluminat. Asta nu este de volan, este un potențiometru pentru lumini. Însă volanul are clapă mecanică, deci bine că am remarcat că am băgat mâna. Și în momentul în care pornești motorul, se aud în partea aceasta niște zgomote senzori. Bordul își face simțită prezența pentru că toate acele astea învie și aici putem vedea cât de cât un design din acesta clasic convențional din acei ani. Comutatorul pentru lumini este în partea aceasta și poate fi oprit sau să aibă lumini din astea clasice de poziție și luminarea bordului este variabilă, aici se poate vedea mai mult sau mai puțin în partea asta și dacă se apasă aici putem vedea tot felul de informații suplimentare, câți litri s-au folosit, consumul instant, distanță parcursă, poți să-l închizi sau să-l deschizi și asta era utilă la acea vreme. De asemenea, în partea aceasta se pot vedea tot felul de lumini, cum ar fi cele de interior, care pot fi aprinse de aici, dezaburiri, tot felul de detalii din acestea și, în linii mari, cam asta ar fi toată zona de interior. N-a fost cea mai lucrată mașină, adică dacă te uiți la competiția din anii 90, erau mai bine asamblate, dar seamănă cu un Mercedes din anul său, din 86 aproximativ, ca dată, concepție de lansare, însă trimurile acestea se deformează exact ca cele clasice pe care le vezi la un W126, însă ce a fost după, clar, au fost mai bine făcute și îmi place totuși linia de design, cred că asta contează cel mai mult. Așa că hai să-l luăm la o plimbare să vedem cum se simte. Ne-am echipat de drum. Nu sunt cele mai confortabile scaune la reglat. Chestia e că mașina e foarte joasă. Și cred că în anii aia lumea era mai scundă. Chiar citisem un studiu că în Croația, în anii 80, media de înălțime la puștani era, nu știu, 1,75. Acum e 1,90. Adică e o diferență majoră. Asta probabil datorită sporturilor. Cert e că era lumea mai scundă, deci mașinile din anii 80, felul în care erau făcute, zici că sunt ușile de la Castelul Bran, unde ăia chiar erau scunze atunci, adică nu poți trece în picioare printr-un toc de ușă din ăla normal, sunt foarte plate. Și se vede chestia asta în designul lor, cum e făcut acum, sunt mult mai spațioase, adică eu, de exemplu, nu cap deloc confortabil într-un W126 în spate, n-am atâta loc pe înălțime. Și foarte frumos peisajul acesta de aici. Este fosta zonă de fabrici și ateliere de reparație Grivița, unde se întrețineau trenuri, locomotive, vagoane, chestii de astea. Și sincer, cred că seamănă destul de bine cu aspectul britanic pe care mașinile astea l-au avut. Tot așa ceva specific acelor ani
este volanul foarte subțire pe care mașinile l-au și vizibilitatea foarte bună dată de montanții aceștia subțiri. Dar e o interesantă experiență. Transmisiile astea de la ZF au fost foarte bune, erau făcute în anii în care nu se punea preț pe chestia asta de, nu știu, să zicem, eficiență. Nu că n-ar fi eficiente, doar că au un stil în care piesele interne sunt mult mai robust făcute. Sunt practic două seturi de pinioane planetare, dintre care unul este dublu, un set Ravigno, și 7 mecanisme de control, dar sunt supradimensionate, doar că fiind doar 4 viteze, puține valve care deschid brusc, n-au așa o progresivitate și convertizorul blochează, are ambreiaj de blocare doar în treapta 4. În rest, și acum se vede, de exemplu, că la o accelerare patinează foarte mult motorul, pentru că amplifică cuplul, efectul convertizorului, totul fiind hidrostatic, adică se face pe bază de ulei. Nu este un contact direct între acele piese. La majoritatea transmisiilor moderne este un contact direct, pentru că ambreiajul închide acel convertizor. Și patinatul înseamnă, să zic așa, o plecare foarte drăguță, pozitivă, numai că e ineficientă, pentru că motorul vântindu-se mai repede decât transmisia, din păcate asta înseamnă ineficiență. Mașina a fost abia luată, a costat extrem de puțin, câteva mii de euro, și asta înseamnă că va trebui recondiționată. Tocmai s-a apucat proprietarul de asta, a rezolvat partea de amortizoare, a luat trimurile interioare pe care le va monta, mici retușuri, și o mașină pentru care găsești destul de mult know-how, pentru că au fost vândute totuși. Hai să fim sinceri, nu sunt atât de vechi încât să zici, băi, nu mă descurc cu ea sau e prea rară ca model. Dar totuși rămâne o clasică în felul în care este și asta, mă rog, înseamnă niște compromisuri până la urmă. Dar recondiționată poate fi o mașină de daily foarte interesantă, pentru că este spațioasă, confortabilă, îți reglezi scaunul, stai bine în ea, nu-i problema, așa mai pe spate cu ea, așa, în general. Și montanții fiind subțire, ai o vizibilitate foarte bună. Și schimbătorul ăsta e ceva cu care m-aș juca într-una, mi se pare foarte drăguț. Inclusiv ticăitul semnalului este unul așa care te îmbie la un mers relaxat, să zic așa. Și optimizarea asta a bordului mi se pare o mașină care e foarte ergonomic făcută, pentru că nu trebuie să miști mâna foarte mult pentru a vedea toate aceste detalii și de a le regla. Și evident că am prins un semafor care ține 1 miliard de minute. Deci eu nu știu ce e în capul ăstora care fac proiectarea asta. Cum pana mea să faci un semafor care ține 3 secunde pe verde? Adică nici n-apuci să ridici ca lumea piciorul de pe ambreiaj și e galben. Adică, sau să descarci autostrada într-un semafor care ține foarte puțin. Bulevardul Geniului ăla, unde e Quanticul, la fel, vine pe pod cu două benzi să descarci o magistrală întreagă într-un semafor care ține tot așa, nu știu, 15-20 de secunde. Mi se pare o lipsă crasă de pricepere la ăștia care se ocupă de trafic, dar ușor, ușor primarii de sector au rezolvat. Am văzut niște gropi care au dispărut. E puțin gălăgioasă mașina pentru că la un moment dat are evacuarea punctată și de fapt ce auziți aici este un zgomot de gaze de evacuare care scapă, doar că după ce ai ajuns la o viteză constantă și mergi, mașina e destul de silențioasă, adică așa. Și suspensia e într-adevăr bună, adică deși e veche, are un concept încă actual, fiind independentă pe toate roțile, a fost foarte solidă și rezistentă. Mă uit, treci peste speed bumperele astea fără niciun fel de problemă, e super ușor de manevrat, dar e genul ăla de mașină care te îndeamnă să te plimbi, nu este făcută pentru goană, deși poate să ducă goană, adică la greutatea pe care o are și în general caii putere pe care i-a avut, mai ales pe motorizările de calibru superior, este cât se poate de performantă în acest sens. Și atrage atenția cu ea, e o mașină foarte, foarte frumoasă. Mie cel mai mult mi-a plăcut modelul acela inițial, pentru că a avut un mers așa mult mai drăguț. Îmi place foarte mult la ea eleganța asta și faptul că este plată, uzul intens de lemn, de mahon în stilul acesta, și se simte, pentru că și este de fapt o mașină
care are un concept asociat, nu e vorba doar de fier. Adică este o transpunere așa a culturii britanice în tehnologie. Doar că din păcate englezii nu au făcut bine anumite chestiuni, cum ar fi electronica și anumite chestiuni de mecanică. Au făcut motoare destul de robuste în general și performante, dar micile detalii de zi cu zi ale mașinii cred că sunt cele care sunt puțin problematice, să zic așa. Are oarece rezonanță evacuarea asta, dar nu pot să zic că e ceva deranjat. Dar merge bine, adică se simte foarte închegată mașina, nu simt nevoia să fac corecturi multe la volan și este efectiv ca un covor magic, adică e... Cred că mașina fiind foarte joasă, de asta a avut suspensie hidropneumatică, deși toate limuzinele au avut, de la toți producătorii în anii respectivi, cred că numai Audi nu folosea hidropneumatic în A8-ul și V8-ul din acei ani. Dar senzația asta de patinare a convertizorului te duce așa cu gândul la o șalupă. E clar că n-a fost niciodată o mașină a consumurilor mici prin felul în care e gândită. Și oricum, și în ziua de astăzi, cine dă 50.000, 100.000 pe o mașină, nu cred că se uită la aceste detalii. Ce îmi pare mie rău este că Jaguar a picat pradă trendului ăsta de SUV, în sensul în care nu mai face sedanuri. Și acel ultim XJ, care avea o formă total diferită de acesta, nu mi-a plăcut în mod special, deși XF-ul mi-a plăcut. Avea niște proporții foarte reușite și interiorul, dar XJ-ul rezultat din el parcă n-a fost la fel de elegant, deși a avut interiorul ca lumea foarte mișto, dar exteriorul parcă, pentru că foarte mult timp ele au fost făcute în acest stil, a fost o rupere de rind care nu a prezentat încredere, să zic așa. Asta nu mi se pare ceva rău neapărat, dar clar, când zici Jaguar XJ te gândești la astea și inclusiv cele târzii. Ultimul făcut cu banii lui Ford și cu aspectul acesta, versiunea de până prin 2012, cam așa, a fost foarte frumos. Este o mașină superbă în design și îmi pare rău că nu le-au mai făcut. Măcar au continuat să facă F-Type-ul acela în două uși, Roadster, și modelele cu motoare performante, V8 de 5 litri aspirat natural. Și îmi place că până la urmă chiar și au rămas fidele acestor materiale bine făcute și niște mașini foarte elegante. Doar că din păcate unele motorizări în era Ford, cele diesel și în era Tata, anumite Ingeniumuri, nu au fost ce trebuie. Din nou un semafor din acela. Și spre filmare am venit cu motocicleta. Și evident că cu aia te bagi mult mai ușor printre mașini, în limita decenței până la urmă, dar la cum e afară, îmi dau seama că n-am ales cel mai oportun traseu. Dar, sincer, nefiind o mașină rapidă în adevăratul sens al cuvântului, nu mi se pare că e genul ăla pe care să fi trebuit să o duc pe nu știu ce traseu din ăla virajat. Și ce mai interesant la ele, volanul are brațele foarte în jos și apropiate și asta îl face să fie super deschis, așa, vizibil. Și pentru că manetele sunt jos plasate, nu ai nevoie de niște mișcări ample ca să faci ceva pe aici. Adică vrei, de exemplu, să vezi ceva legat de trip computer, ai butoanele aici, taste suplimentare la stânga și manetele sunt foarte ușor de accesat chiar de pe genunchi. Adică faci odată, de exemplu, când treci așa, ăsta îți spală parbrizul și ștergătorul acesta are o mișcare singulară foarte amplă. E drăguț. Și toarce. Și stai și parcă timpul trece mai încet. O chestie foarte interesantă este mecanismul schimbătorului. Are un fel de disc care se rotește ca să acopere grila asta în interior și pe măsură ce miști schimbătorul, se vede foarte drăguț cum se rotește așa. E un design elegant și mi se par niște mașini care vor putea ajunge niște resto-moduri interesante.
care vor putea fi electrificate sau puse în ele alte motoare mai performante, depinde de dorințele fiecăruia, dar oricum fiecare din generații a pus accent pe conceptul ăsta de închegat bine făcut, adică au avut fotolii, ornamente de mahon și, sincer, ca design mi se pare puțin mai evoluată decât erau anumite linii nemțești în anii aia, care erau destul de stricte, drept abia la un W140 sau 124 le-a ieșit mai bine, pentru că 126-le, care de altfel este cel mai reușit S-Class din punct de vedere al vânzărilor, aproape 900.000, n-a fost o minune la interior, adică era o mașină destul de seacă și cu ornamentele care nu erau chiar la linie, să zic așa. Lungi, lungi treptele, dar oricum ea acum are 2400 de turații. Se aude mai intens așa de la partea asta, de la ce vezi pe bord. Dar ce confortabile, deci cum trece peste denivelările astea, n-ai niciun fel de problemă cu ea. Are inclusiv impuls la manete, adică ții odată apăsat un pic așa și cât ți-a apăsat, ia clică, e la semnalul, trebuie neapărat să apeși. Foarte mișto. E o experiență, o călătorie în trecut. Adică mi se pare că e mult mai, să zic așa, intimă legătura cu o mașină din asta decât cu unele limuzine moderne care n-au apucat să spună poveste. Uite că tot vorbeam de XF1 pe platformă, care părea să trebuiască livrat undeva, nu că ar fi fost stricat. Ai o zi bună de test drive, că nu-i foarte cald afară. Două mașini într-o notă similară, W221, unul mai desuflat ca altul pe perne. Da, și asta cred că e o mașină care e cam la fel, adică necesită o anumită îngrijire. Și asta pentru că au fost niște mașini complexe, suspensia hidropneumatică are ceva probleme. De asta mulți aleg să le cam elimine și au mai avut niște servodirecții destul de complexe, mai ales pe generațiile ulterioare, și sistemul acesta de frânare cu acumulator poate să mai dea cu virgulă câteodată. L-am mai văzut, de exemplu, și pe Fordul Sierra de la acea vreme. Dacă nu mă înșel, cred că este făcut de către Bosch la origine atunci. Ranger Raptor, ăsta cred că e chiar cel pe care l-am avut eu la filmat, cu numere roșii. Ce mai interesant la mașină e că fiind foarte, foarte joasă, ai o poziție de Mazda MX-5 în ea, ești super jos, dar oglinzile sunt oglinzi foarte mici în care vezi foarte bine. Au un unghi setat și mașina fiind foarte plată, o vezi pe toată în oglinzi și vezi super bine fără să trebuiască să faci cine știe ce reglaje ample. Apropo, reglajele și comenzile de geamuri sunt aici foarte jos pe ușă. Da, e... Ce pantofi are domnul. Bă, unii oameni trebuie să recunosc că, uite, deci eu sunt foarte pasionat de cum se îmbracă țiganii autentici, căldărarii ăia. În primul rând că sunt foarte curați. Adică dacă te uiți la ei, sunt spălați, sunt aici ce a vrut autorul să facă, nu înțeleg. Pantofii sunt curați tot timpul, sunt la dungă, pantalonul e călcat, adică au un stil foarte frumos așa de a se îmbrăca. Hainele sunt largi, par a fi comode la purtat, dar sunt curios de unde și le cumpără, că nu găsești la mall așa ceva. Și sincer nici nu cred că le fac în casă, adică este o situație de, să zic așa, magazine, case de astea de design care lucrează exclusiv pentru ei. Știu că în Timișoara era un asemenea magazin, dar ar merge câteva prezentări tematice de limuzine de lux să mă îmbrac așa. Dar îmi place foarte mult, e un sat, am trecut prin el recent, undeva pe lângă Turda, e pe drumul spre Turda, de fapt când intri
din zona Târgu Mureș, dacă vrei să ajungi la Cluj și vii pe autostradă. Și este un sat care face legătură cu intrarea pe autostradă, unde sunt foarte mulți țigani din ăștia etnici care au cultura aia lor. Clasic, e un sat foarte curat și fără probleme, nu e cu scandaluri pe acolo, nu mai țin minte cum se numește. Apahiva, ceva de genul, nu mai țin exact pronunția. Ideea e că acolo vezi porturi populare din astea clasice ale lor, foarte frumos. Deci lumea chiar se îmbracă frumos acolo, au niște veste colorate așa. Și inclusiv mă uit când sunt la Bluj, deci am văzut niște țigane acolo, fotomodele, frate. Deci în primul rând cum aveau părul natural, fără gel și din astea, aveau o anumită cârlionțare a părului, un tricou stil polo, cum am eu acum, dar cu un desen din ăsta tematic, puțin, să zic așa, cu fir de aur, cum le place lor să poarte. Niște blugi, cred că erau, însă potriviți și îmbrăcați cu sandale din alea stil pretorian, de le poartă ăștia prin Liban. Deci omul arăta de revistă și fuma cu o poziție din asta a degetelor, așa foarte relaxată, cu țigara între, uitându-se cumva în direcția soarelui. Pur și simplu, nu știu, era într-o pauză și fuma, dar arăta atât de natural și cred că dacă ca fotograf te duci acolo, obții niște poze foarte tare. Este una din zonele unde ies niște fotografii originale și, sincer, dacă e un din ăla și îl pui într-o mașină din asta, ai putea să-l faci de reclamă 100%. Chiar îmi place mult treaba asta, să observ detaliile astea. Și doar că eram în trecere și nu știu, aș fi oprit, sincer, să mă uit mai mult, dar mă grăbeam în ambele cazuri când am fost. Da. Băi, chiar a fost o plimbare plăcută. Mă bucur că am reușit să prind mașina asta și o să mai prezint un Jaguar din acesta, model mai vechi, care este într-o stare exemplară pentru că a fost expus pe la niște locuri. Și o să mai ajung pe la niște colecții de mașini, să încerc să filmez și pe acolo diverse chestii, pentru că trebuie povestite mașinile astea. E păcat să nu. Și pe cât posibil, când sunt chestii plănuite din tir, din timp, încerc să îmi iau o ținută cât de cât ok, pentru că contează. Adică trebuie să ai un aspect totuși când prezinti genul ăsta de mașini. În niciun caz nu voi prezenta vreodată în short, sau dacă va fi și va fi imposibil, aia e, nepotrivire de caracter, voi sta după mașină, să nu se vadă ce port în partea de jos. A scăzut consum de la 20 la 18,3. Dar este oricum resetat când am plecat și e clar că dacă mergi într-un stil din ăsta normal, cred că are un consum mediu cam de 16%, nefiind o mașină, repet, economică în felul în care a fost făcută. Cam asta e povestea și, să zic așa, aproape încheiem test drive-ul aici, mai am un pic și reajung la destinație. Și chiar mă bucur că am putut să fiu alături de o mașină interesantă ca aceasta, cu niște detalii, nu știu, care nu mai sunt acum prezente. Adică pe vremea aia cred că nici n-aveai alternativă, nu puteai să folosești altceva decât materialele astea. Nu puteai să faci plastic cu desenul ăsta, pentru că probabil clientela sub nicio formă nu ar fi acceptat. Așa că au trebuit să folosească furniri, lemn masiv, metal, inclusiv când te... Tot sunetul ăsta de joacă cu schimbătorul e ceva complet aparte. Cred că V12-ul ăla era aparte pentru că era făcut așa, ca orice motor V12 să meargă foarte lin și se simte așa liniar. Și... Dar știi care e problema? Uite, europenii cred că s-au culcat un pic așa pe ureche și au zis, da mă, noi suntem, facem de lux, facem bine. Și au început la un moment dat să scadă nivelul calității, aveau foarte multe probleme mecanice, chestiuni din astea care n-ar fi trebuit să se întâmple.
Și a venit Lexus și a dat cu ei de pământ, pentru că a făcut niște mașini foarte bine asamblate și mă uit în continuare pe zona de comentarii a tuturor canalelor românești cât de nepricepută este lumea. Bă, băieți, uitați-vă și voi la canale YouTube externe, cum este de exemplu The Car Care Nut, care analizează multe mașini făcute, Alexon Autos, mulți din ăștia care au pe mână multe mașini pentru piața americană. Sorry, dar Lexus-urile și Toyotele vârf de gamă sunt făcute mult mai bine decât unele mașini europene. Nu designul, nu aia contează. Trimurile, felul în care sunt prinse, ornamentele, sunt exemplar făcute, nu au greieri, nu sunt probleme de calitate a cusăturilor, detalii din astea care, sincer, la multe mărci nu mai sunt în regulă. Sunt foarte multe materiale de plastic, clipsuri care nu sunt ce trebuie, pur și simplu. Da. Cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Mie unul cu siguranță, da. Și vă îndemn să fiți mai deschiși, să, nu știu, căutați informații multiple când luați o decizie. Și legat de mașini, mai priviți și canale străine, să vedeți și voi cum se pune problema acolo, cum apreciază lumea anumite chestiuni de tehnică, fiabilitate, motorizări, ca să vă mai schimbați, să vă lărgiți orizontul, că prea a ajuns Passatul să fie mașina de referință a clasei premium. Mai dă-l în măsa de Passat, că e doar o mașină să te ducă de la A la B, într-un confort și niște dotări corecte, dar niciun caz nu e o mașină luxoasă și premium. Și cine zice asta, cred că cu siguranță n-a văzut, sau cine zice contrariu și treaba asta, zice, nu cred că a văzut mașini la adevărata valoare, așa cum ar trebui. La revedere!